I'm silly. I'm finna chopper, shoot your shit up, let's get busy. Drinking Henny, going crazy, popping pillay. Sex, money, murder, shut up. Salutare, dragi prieteni! Astăzi revin cu un episod de provocări mega nebune. Suntem la 4 și astăzi o facem iarăși provocări mega nebune la mall. Și o să citesc comentariile voastre pe Instagram, așa că dați un follow pe Instagram care este aici. Și succes mie! Deci m-a provocat Liviu Boca să mă primblu cu trenulețul de la mall care este aici, să trag o tură cu el, așa că hai să facem și pe asta. Pleacă trenul! Bitch, I'm silly! I'm finna chop a shoot your shit up, let's get busy! Drinking Henny, going crazy, popping pillay. Bitchasile! Și această provocare se duce cu următoarea provocare care să fie mai crazy decât asta. Următoarea provocare este de la Valentina, care deja a vorbit cu tine pe live. Și provocarea este, te provoc să mergi pe stradă și să ruți prima fată care o vezi, succes! Din păcate, nu sunt pe stradă, dar sunt la mall și o să sărut prima fată care este la mall. Dar niște fete aici care nu mai sunt. Hai să facem și pe asta. Deci dai mă le face pe toate, hai mai departe. Bitch, I'm silly. I'm finna chop a shoot your shit up, let's get busy. Următoarea provocare care trebuie să o fac este de la Taicu Nicolae Vece, că aici ai numele, știți că cam greu numele tău. Fă fătări cu Max în spate. Let's do it! Eu încerc măcar 5 fătări să fac cu o animală pe mine. Niciodată. Prima și ultima oară când fac provocări cu 800 de kg în spate. Provocare îndeplinită. Like, vă rog, like. Următoarea provocare care este de la Nicu02. Mă provoacă să merg pe stradă și să strig. Dar eu nu sunt pe stradă, sunt la mall. Și hai să facem și pe asta. Spin on who the fuck is you? Who the fuck you know, nigga? No, nigga, niggas killed your c- Următoarea provocare este de la Max Parker, pot să-l filmez pe el și trebuie să stau măcar 30 secunde. Nu, hai 10. Cât poți să stau în cap aici unde este toată lumea? Și hai să facem și pe asta. Camera 1, camera 2, camera 3, camera 4. Dragi prieteni, numai decât dați un like pentru că eu o fac de toate și asta merită un like. Pentru că trebuie să ai curaj să faci așa chestii la mall. Tu cum am amețit, mă doare capul și hai la următoarea provocare. Dragi prieteni, am ajuns și la, cred că ultima provocare de astăzi, pentru că a început să ploaie, Dumnezeu nu e cu mine astăzi. Așa că ultima provocare de azi este de la... Las că spun după. Stai că-ți fac spot. Deci trebuie să mănânc... muștar, cum vedeți așa, muștar cu bulgări de zăpadă, da? Vedeți să mai încoace, domn cameraman? De fapt, ce drepunoasă zăpadă asta, de-o să iau așa mai curat.
Vă dați seama că se chișe păsările pe zapadă, stichește lumea, cine știe ce. Boftă bună mie. Eu urăsc muștar. Cum ai? Foarte de apus. Băi, eu urăsc muștarul. De cap, pentru voi, mănânc o bucată mare ca să dea-ți-a. Dragi prieteni, cam asta a fost provocarea. Nu mai dați așa provocare să mănânc căcat când nu-mi place să mănânc căcat. Uite ce mă... Asta se cheamă karma, când te enervezi. Ați filmat? Dragi prieteni, nu mâncați muștar cu zăpadă, că are așa un gust ciudat, parcă sare cu muștar, nu știu cum. Și asta este încă un like pentru această provocare mega nebună și să trecem cu următoarea provocare. Dragi prieteni, am ajuns la ultima provocare care un prieten m-a sunat și mi-a zis așa direct: te provoc să dormi într-un pat în mod, să te descalci și să dormi ca cum ai fi la tine acasă. Eu o să încerc să fac chestia asta, hai să facem și pe asta. Dai mâna la o raznă. Vreau să filmeze cum stă într-un pat. Eu am venit să-l filmez de undeva de sus de aici. Deci să-l sunt colo și vreau să dorm în patul ăla de acolo. Mereu sunt pregătit. M-am născut pregătit. Diamond e handicapat. Uite la copilul ăsta. Diamond nebun, mă. Uite la copilul ăsta. Hai. Ce-ai fa, băieți?